Salut, numele meu este Ioana Mașca și astăzi ne vom ocupa de paralelism și perpendicularitate. Poate cel mai bun exemplu de segmente paralele și perpendiculare este acest minunat joc de care ne amintim cu toții. El este unul dintre jocurile de la începuturile calculatorului. Toate traiectoriile biluțelor, mașinuțelor sunt doar segmente paralele sau perpendiculare. Numim drepte paralele două drepte care nu au niciun punct comun. Dacă două drepte sunt paralele, vom nota acest lucru prin A paralel cu B. Determină pereți de unghiuri congruente, 1 cu 5, unghiuri corespondente, 5 cu 3, unghiuri alterne interne, sau 6 cu 4, unghiuri alterne externe. Are sens să băgăm în seamă ceea ce a spus René Ricard în Piatra Spiritului: nimic nu este mai egal decât două drepte paralele. Două drepte sunt perpendiculare dacă determină un unghi drept. Două drepte perpendiculare vor fi notate cu A perpendicular pe B. Avem aici un exemplu. Trebuie doar să ne uităm bine în jurul nostru și să observăm o mulțime de drepte perpendiculare și segmente paralele sau perpendiculare. Și vă voi oferi imediat câteva exemple. Astfel, avem exemple de drepte paralele și perpendiculare în natură, în cameră, când ne uităm pe geam, în bibliotecă, în imediată apropiere, puțin mai departe, dar în vremea noastră, tot ceea ce nu trebuie să se intersecteze este paralel. Iar drumul cel mai scurt este perpendicular. În vremurile de mult apuse, avem imagini de drepte paralele, plane paralele. În natură, trunchiurile copacilor sunt paralele, în natura apropiată, unde avem șosea, sau în natura îndepărtată. Crengile copacilor sunt perpendiculare pe trunchi. Linia orizontului este paralelă cu marea, iar vectorul relației gravitaționale este perpendicular pe centrul Pământului. Fie două drepte, să trecem să facem și puțină matematică. Fie două drepte paralele, D și D' și o secantă S care intersectează dreapta D în A, iar dreapta D' în B. Haideți să facem figura. Dreapta D și secanta care le intersectează. Este și contribuția tehnicii, să ne bucurăm de ea. Vom nota punctul A și punctul B. Bisectoarele celor două unghiuri interne, aflate de aceeași parte a secantei, se întâlnesc într-un punct C. Din C se construiesc perpendiculare pe drepte, ale căror
Picioare sunt punctele H, K și M. Trebuie să arătăm că dreptele AB și BC sunt perpendiculare. Haideți să arătăm că dreptele AB și BC sunt perpendiculare. Nu, trebuie dreptele AC și BC sunt perpendiculare. Ce scuze, o greșeală. Cum vom face acest lucru? Păi, știm că unghiul B1 este congruent cu B2, BC fiind bisectoare. Unghiul A1 este congruent cu A2, segmentul AC fiind bisectoare. Cum unghiurile A, unghiul K, A, B și unghiul H, B, A sunt suplementare, înseamnă că măsurile unghiurilor A1 și B1 vor fi de 90 de grade. Haideți mai exact să scriem. Reluăm încă o dată, zic, figura, ca să o avem în fața ochilor. De data asta, să sperăm, fără vreo problemă, de D', secanta S, am pus aici punctul B, aici punctul A, ducem bisectoarele, se intersectează în punctul C și din C vom duce perpendiculare. Am spus, una se notează H, una se notează K, una se notează S și avem așa. Măsura unghiului A1 este egală cu măsura unghiului A2, unghiurile fiind AC bisectoare. AC bisectoare. Măsura unghiului B1 este egală cu măsura unghiului B2 pentru că BC este bisectoare. Știu că măsura unghiului HAS plus măsura unghiului SBK este de 180 de grade, atunci suma jumătăților lor, respectiv măsura lui A1 plus măsura lui B1 va fi de 180 de grade supra 2, adică 90 de grade. Prin urmare, în triunghiul ABC, cum suma a două unghiuri este 90 de grade, iar suma tuturor unghiurilor este de 180 de grade, ne rezultă măsura unghiului SCA de 90 de grade. Prin urmare, dreptele BC și AC sunt perpendiculare. Să ne întoarcem. Trebuie să comparăm lungimile segmentelor CH, CK și CM. Păi, noi știm că punctele de pe bisectoare sunt egal depărtate de laturile unghiului. Cum AC este bisectoarea unghiului A, iar HC sunt perpendicularele duse pe laturile unghiului, înseamnă că CH este congruent cu MC. La fel, BC este bisectoarea unghiului B. Din nou, punctele de pe bisectoare sunt egal depărtate de laturile unghiului, adică perpendicularele pe laturi vor fi egale. Astfel, CH este egal cu CK și cu CM. Și să scriem asta. BC, bisectoarea unghiului B. Prin urmare, CK,
va fi congruent cu segmentul CS. La fel, AC este bisectoarea unghiului A, prin urmare, CS va fi congruent cu segmentul CH. În concluzie, vom avea congruența CH cu CK și cu CS, rezolvând punctul al doilea al problemei. Ne întoarcem să vedem că AB poate fi scris ca AH plus BK. Păi AK respectă, da, ca AK plus BH. N-am respectat notațiile problemei. Păi este evident, din moment ce AH, AK va fi congruent cu AM, triunghiul AKC congruent cu triunghiul AMS este S-ul, triunghiul BMC congruent cu triunghiul BCH, ne rezultă imediat că BH este congruent cu BS, iar AK-ul este congruent cu AM-ul, AS-ul, ceea ce completează demonstrația problemei. Vă rămâne vouă să o redactați.